americanii generează aproximativ 254 de milioane de tone de gunoi pe an și, deși aruncarea lor în vulcani poate suna ca o modalitate perfectă de a scăpa de ele, nu ar fi chiar așa de ușor. Vulcanii ar putea arăta ca incineratoarele de gunoi ale naturii, dar în realitate sunt mult mai periculoși și instabili. Merită să depășești aceste obstacole? Sau dacă am aruncat gunoiul nostru în vulcan, ar cauza și mai mult rău planetei noastre? Primul obstacol în căutarea noastră pentru eliminarea gunoiului vulcanic ar fi găsirea unui vulcan activ care să poată duce la bun sfârșit treaba. Există doar aproximativ 1500 de vulcani potențial activi în întreaga lume și cei mai mulți nu sunt localizați nicăieri lângă oameni din motive evidente. Asta înseamnă că trecerea tuturor coșurilor de gunoi către un vulcan activ s-ar putea dovedi a fi destul de costisitoare și, odată ajunși acolo, putem afla că nu este nici măcar tipul potrivit de vulcan activ. Genul de vulcan pe care l-am căutat se numește vulcan de scut, o varietate cu erupție lentă care conține lacuri iconice de lavă care se aruncă treptat pe pământ. Dar, din păcate, acestea nu sunt foarte frecvente, este mai probabil să întâlniți verilor supărați, cunoscuți sub numele de stratovulcani. Stratovulcanii sunt cunoscuți pentru erupțiile lor explozive cauzate de acumularea presiunii din gazul fierbinte și magmă, iar cu alte cuvinte, probabil că nu sunt cea mai sigură locație pentru depozitul din oraș. Dar să spunem că avem norocul de a ne găsi un vulcan scut activ frumos și, înainte de a ne face griji pentru logistica de a ne duce gunoiul acolo, să ne dăm seama dacă este chiar o idee bună să o aruncăm înăuntru. Dacă ați fost unul dintre primii colectori de deșeuri angajați pentru a conduce până la evacuarea unui vulcan, ați începe rapid să vă puneți la îndoială alegerile de carieră. Aerisirea unui vulcan este un mediu trădător plin de gaze otrăvitoare, strop de lavă și roci proiectile. Și lucrurile se înăutățesc doar odată ce încep să arunci lucruri înăuntru. În 2002, un grup de cercetători etiopieni a aruncat o pungă de 30 de kilograme de gunoi într-un vulcan, iar rezultatele au fost explozive. Lacurile de lavă sunt instabile, așa că dacă le pierzi suprafețele cu ceva rece, cum ar fi gunoiul, vei declanșa o reacție în lanț de explozii care implică abur presurizat și acid. Așadar, vă puteți imagina cât de mare ar fi acele explozii dacă ați arunca gunoiul unei întregi națiuni acolo? Ei bine, pentru a pune în perspectivă, apariția rocilor în lacurile de lavă din Hawaii au trimis lave de 85 de metri în aer, așa că probabil va fi o explozie extraordinar de mare. Chiar dacă ați putea introduce gunoiul în vulcan în siguranță, va trebui să vă faceți griji pentru toată poluarea aerului creată prin arderea deșeurilor noastre fără filtre. Și în plus, nu toate materialele se vor descompune complet în lavă, ceea ce înseamnă că resturile poluante ar putea erupe și pot contamina peisajul din jur. Și nu este ideal dacă ai spera să arzi deșeuri nucleare, de exemplu. Dacă ne vom arde gunoiul, de ce nu putem folosi căldura degajată prin incinerare pentru a crea noi surse de energie? Sau, în schimb, am putea duce gunoiul în spațiu? Cu siguranță nu pot exista efecte dăunătoare acolo, nu? Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salutare!